O nouă tranșă de 250 de lei va fi virată în luna august unui număr de aproximativ 2,6 milioane de persoane. Încărcarea cardurilor de alimente, cunoscute drept tichete sociale în valoare de 250 de lei, va începe din data de 14 august. Beneficiarii acestui sprijin acordat de Guvernul României sunt persoanele, copiii și adulți încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei. Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei. Familiile monoparentale, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei. Familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune în condițiile legii numărul 196 din 2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare. Pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei, precum și persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare. Cardurile sunt utilizate pentru achiziționarea de alimente sau pentru mese calde.